qualify? Number 5 qualify? No. Yeah, number 45. Arădeanul Marius Copil va întâlni un român în primul tur al tabloului principal de la BRD Arad Challenger 2013. El îl va avea ca adversar pe clujanul Patrick Ciocârlă, conform tragerii la Sors care a avut loc la baza Activ din Arad, unde se dispută meciurile. Turneul se află la cea de-a treia ediție în Arad și este dotat cu premii în valoare de 30.000 de euro și face parte dintr-o serie de 4 evenimente importante Challenger organizate în România în perioada iunie-septembrie 2013, la Arad, Timișoara, Sibiu și Brașov. Aceste 4 turnee, alături de BRD Năstase Țiriac Trophy, sunt singurele evenimente mondiale organizate în România. Ieri tocmai am închis un campionat, astăzi, să spunem, deschidem un alt campionat. Dacă ieri sau acum un an ne uitam la construcția de la o pistă de atletism, astăzi o avem. Dacă acum un an așteptam cu nerăbdare, punem noi tribune pentru această competiție, astăzi avem aceste tribune și municipiul Arad va avea în dotare tribune la nivelul de 1000 de locuri. De ce Aradul? Aradul este un important centru al sportului din țara noastră, care a generat numeroase talente și Marius Copil este un exemplu în acest sens. Pentru organizatori, Aradul este deocamdată singura certitudine pentru acest an. Am ajuns la a treia ediție, am făcut Timișoara anul ăsta. Dacă îl face peste o lună, suntem la a doua ediție, Sibiu, prima ediție, anul ăsta a doua, și Brașov, a 18-a ediție, dacă îl facem anul ăsta. Bun. Am adus puțin în discuție Timișoara, unde cu nici o lună de zile înainte de turneu, totul este în aer. Bun. Și atunci o să văd ce se întâmplă cu Timișoara. Favoritul 2, Adrian Ungur, îl va întâlni pe americanul Tennis Sandgren, iar Victor Crivoi va juca contra francezului Nicolas Ranavant. Organizatorii au decis să ofere 4 wildcard-uri, dintre care 3 sunt pentru jucători români. Aceștia sunt Alexandru Luncanu, Patrick Ciocârlă, Dragoș Torje, respectiv Bjorn Probst din Austria. Semifinalele sunt programate sâmbătă 8 iunie, începând cu ora 13, finala urmând să se dispute duminică 9 iunie, de la ora 13.